Bună ziua, Raluca, bună ziua, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, după două săptămâni de vacanță forțată, școala revine, însă cu aceleași probleme, dacă nu chiar și mai mari și mai greu de rezolvat. O primă problemă este următoarea. Condiția reînceperii școilor în format fizic a fost un grad de vaccinare în rândul cadrelor didactice de peste 60%. Însă sunt foarte multe școli și în București, dar și în țară, care au acest grad de vaccinare de peste 60%, însă la nivelul consiliilor de administrație s-a decis să se meargă în continuare pe varianta de învățământ în sistem online, lucru care îi nemulțumește pe unii dintre părinți, mai ales că această decizie nu a fost suficient de bine argumentată. O altă problemă este legată de situațiile care sunt întâlnite în școlile din mediul rural, spre exemplu, în localitățile de acolo, rata de infectare este una extrem de mică, copiii ar putea merge la școală fără probleme, dar ce credeți că se întâmplă? În acele unități de învățământ, profesorii nu sunt vaccinați, așa că acei copii sunt forțați, practic, să continue acest sistem de învățământ online. Dincolo de toate acestea, o altă problemă care se întâlnește acolo e cea legată de conexiunile la telefonie și internet. Aceste conexiuni sunt foarte slabe, iar copiii nu pot urmări lecțiile predate de la distanță de către cadrele didactice. Și peste toate acestea, o ultimă problemă e legată de testele care ar fi trebuit să fie deja disponibile în școli. Nu sunt. Cel mai probabil vor fi disponibile începând cu data de 19 noiembrie și chiar și așa problemele nu se termină aici, pentru că acum discuțiile sunt legate de cine va face aceste testări acolo unde medicii școlari și asistenții școlari nu sunt suficienți, pentru că, spun unele cadre didactice, nu este în atribuția lor să facă aceste teste de salivă copiilor. Deja am început să vedem reacții că de ce să facă testarea cadrele didactice. Aici, clar, dacă vrem un screening cum se dorește, acest lucru nu are cum să se facă de către personal sanitar. Trebuie să se facă de către personalul școlii. Și fiecare profesor să facă screening-ul pentru un număr de copii. Altfel, dacă ne așteptăm să vină unii din afara școlii să facă acest lucru, nu va merge. Deci noi, ce s-a promis va fi asigurat, ce s-a zis că va fi dat la școli va fi dat și după asta vom vedea că testele să se facă. Calculul făcut de Ministerul Educației este pentru două teste pe săptămână pe copil. Părinții trebuie să înțeleagă că dacă dorim un proces de învățământ, acesta implică uneori și astfel de teste. Că acum este cu bețișorul din nas și după aceea, cum spune domnul doctor, va fi din salivă. Important este că ceea ce am observat noi, această foarte mare reticență, după opinia mea medicală, total nejustificată, pentru că acestea nu sunt teste invazive. Invazivă este o injecție. Testarea copiilor este una dintre posibilitățile prin care putem să prevenim închiderea școlilor.